publicul ăsta, orașul ăsta merită, cel puțin Liga 3. Discut. Să știți că eu discut foarte mult cu Gabi Paraschiv. Am fost colegii, practic, să zic așa, a crescut sub ochii mei la Moreni și discut foarte mult cu el. Și chiar și el își dorește foarte mult și eu îmi doresc foarte mult. Chiar am discutat cu cineva din Republica Moldova și a zis dacă echipa promovează, eu personal vin să urmăresc jucătorii ca să ajutăm. Ar fi păcat pentru Flacăra să rămână la județ. Eu vă spun că chiar dacă anul ăsta nu promovează, la anul cu siguranță va promova. Nu știu dacă dumneavoastră vă mai aduceți aminte, acum 3 ani când am avut o emisiune cu domnul primar, care nu era primar atunci, era viceprimar, și eu i-am zis, domnul primar, o să fiți primar. Vă spun cu siguranță că anul ăsta, chiar dacă Moreni nu promovează, la anul cu siguranță va promova în divizia C. Vă spun cu siguranță, pentru că eu cred în această echipă. Ați văzut câți copii buni vin din urmă. Să muncește bine la Moreni, dar sunt copii, trebuie să avem răbdare, foarte multă răbdare cu copiii. Și Gabi Paraschiv e iubit aici, face o treabă bună. Practic Moreni s-a schimbat total de când a venit Gabi. El e sufletul echipei, jucătorii sunt aripile, dar el e sufletul, el bate și... Vedeți câtă lume o să rămână și la meciul de Wolfsburg, pentru că fotbalul la Moreni e iubit. Și noi, foștii fotbaliști, așa ne dorim să fim aproape de ei, să aibă rezultate bune și să joace cel puțin la divizia C, dacă nu mai departe, unde am jucat noi.